Hristos îmi zice, mergi pe acest drum. Am avut impresia că o să mor. În aceeași noapte am făcut o scrisoare și am chemat doi dintre preoții care reabilitaseră, că fuseseră condamnați la moarte, și unul dintre ei spune, domnule Lofăr, domnule capitan, asta e un vis mare. Nu oricui să arată Dumnezeu. Păi cât bine ați făcut dumneavoastră și câți oameni ați reabilitat scăpându-i de la moarte și împotriva nimănui n-ați luat niciun fel de măsură, nu se poate ca și Hristos să nu aibă în vedere să nu mă vadă. Și într-adevăr s-a întâmplat același lucru și pe frontul de vest, când în Ungaria, după ce am făcut o operațiune cele mai puternice armate sovietice condusă de Rodion Malinovski, basarabean de la Mălineni de origine, având ca secând al lui pe unul Frunze. Și după ce am făcut această operațiune, rupând frontul, Perzogag, Alzogag, Bacta, Detec și așa mai departe, ce făcuseră rușii? Ei au crezut că poate să treacă cu tancurile prin Mlaștină. Mlaștina era fără fund. Și încă astăzi mai scot ungurii tancurile care s-au înnecat acolo. Vinerea, în aceeași săptămână, asta era după 4 octombrie. Rodion Malinovski zice, mă, el vorbea o românească stricată. Ăsta era țăgane ăștia de români, ăsta nu o armată. Vine la mine, îți dau ție armată mare să ducem să prindem pe Hitler repede. Și în aceeași vinere visez pe Hristos și mi-a spus, întoarce-te după acest drum. Și m-am întors. În 1941, încă nu dădusem drumul la operațiunea Odessa. Nevastă mea dă o telegramă. Ilie, bărbatul lui Varmea, la Târgu Jiu, moare, bolnav grav. Vino și salvează-l. Eu eram decorat de germani, duceam în altă decorație de război de Hitler. Mi-a pus un avion la dispoziție și m-am dus la Târgu Jiu. Și la Târgu Jiu, în lagăr, era comandantul lagărului Leoveanu, fostul meu diriginte de la liceul militar. Băi, Ilie, ăsta să nu sunt hoț, ăsta sunteți unuți politici, du-te și nu ai probleme. A luat pe doctorul de la unitatea germană, Götz, care trăiește acum în Germania, la Frankfurt, și cu o roabă de medicamente specifice maladiilor legate de congestia pulmonară. Am împărțit, și muriseră niște oameni acolo. Și am ajuns acolo, în camera unde era Constantinescu, care trece la Tronul Severin. Eu când se plecă la zice, măi Ilie, uite, nebunul ăsta, nărodul ăsta, este bolnav de sculament. Cine crezi? Un copilaj care era Ceaușescu, cine dea nicio importanță. Doctorul respectiv a adus două medicamente. Dagenan, franțuzesc, și Eleodon german. Eu, înainte de a pleca, îi spun doctorii, dăm încoacea o injecție, să-i facem o injecție cu prontosil. M-am și acum niște... Prontosil este cel mai puternic antibiotic care s-a făcut până acum. Dar n-ai voie să faci mai mult de 2-3 ori pe an. Pentru că creează niște dificultăți sistemului nervos. Și am spus, bă, uite, vezi, hai să te urinezi câteva zile, roșu, să nu-ți fie frică. Este medicamentul. Dai să scăpi. Asta a fost momentul când s-a terminat. Eu am plecat. În 1989, înainte de Revoluție, în casa la mine, pentru că toată casa am fost să se luată, era o securistă. Nevastă mea zice, mă, ți-am dat casă, ți-am dat bani. De ce nu te muți, mă, să nu sacă? Nu e să deam în fund acolo. Cineva să mi-a pus mâna în păr și a smucit-o pe aia puță. Aia? De unde să știm noi că era ofițer de securitate? Era șefa cadrului la cale ferată.
cumnatul ei, Marinescu, era colonel de securitate lângă Leana Ceaușescu. A făcut o reclamație, a dat-o la mână și aia zice, dați-l afară din casă și din Mugurzi aici. Mă, mai dăduseră pe mine comuniștii din Turnul Severin în 45, afară din oraș. Acum e urma. Hârtia s-a dus la Ceaușescu. Că el te vea. Ceaușescu a chemat pe colonelul. Era pe atunci mai roșu. Și pe anchetorul lui. Bă, când a văzut Moreanu, bă, bă, ăsta mi-a salvat viața, mă, la Târgu Jiu. Să duce la... Cum să-l dau afară pe ăsta, mă? Fă, ce-ai face cu el? Și a început să înjure. Las că la închetez-o și eu. Ai chemat pe roșu și am învățat-o pe nevastă să spună că eu nu sunt prezent, dar sunt plecat în Germania. Cu gândul că tot amână o să uite ea. A venit 22 decembrie, s-a uitat și dosarul, s-a dus și ei. Astăzi sunt întrebat de foarte multe ori între veterani de război care sunt de mai multe categorii. Unii au fost închiși, alții au fost ai comunismului, alții au stat mai puțin, asta mai puțin, mai mult și așa mai departe. Eu am spus, este nevoie în această țară de o reconciliere. Nu lupta împotriva comunismului este elementul fundamental, ci lupta împotriva filozofiei marxist-leniniste, pentru că majoritatea oamenilor, fie că au fost sărani, fie că au fost muncitori, pentru a-și păstra pâinea cea de toate zilele, vrând nevrând s-au făcut membri de partid. Dar există o răspundere morală a celor care au fost vârfuri și alea nu sunt multe, mai multe, 2500 nu sunt. Este guvernul, sunt primul secretar, membrii comitetului central, prim și secund, primii secretari din județe, instructorii de partid care erau ofițeri de securitate, care nu făceau altceva decât să țină în șah pe oameni să nu poată face nimica. Mi-aduc aminte că la primul congres al sindicatului care a fost în București, m-a delegat și pe mine că eram în muncă, eram fruntaș în muncă. Și când am ridicat problema și am spus cine răspunde în această țară, m-au îmbarcat, m-au dus în întreprindere. Și jumătatea nici în sindicat nu trebuie să te mai ținem. Ce părere aveți despre situația aceasta cu dosarele politice? Domnilor, suntem singura țară din blocul de est care nu am dat curs... Domnilor, această problemă, pe cât de delicată este, pe atât de necesară. De ce? Pentru că în spectrul politic și din cei închiși și din cei care se află astăzi la putere, fie că sunt Partidul Comunist sau nu, îmi pun în cap cu Iliescu și cu Pete Roman, au și ei un trecut. Ori, în trecutul acesta din 45, n-am văzut niciun vârf comunist care să zică, domnule, ce vă așez cu oamenii ăștia? De ce îi vă omorâți pe la canale și în toate părțile prin mine? Pe când ați vedea pe un camarad al meu care am lucrat în mina de plumb, atât am cam un arată mai bine decât el. Sunt niște chestii grave și atunci se pune o problemă fundamentală. Noi nu urmărim pedepsirea celor care au fost în serviciile de securitate. Noi căutăm pe cei care au făcut blăstămăței, exces de zel, exces de putere, crime contra umanității, călcări de legi, sunt ăștia, sunt lucrurile și sunt destui din ăștia. Păi ce să-i spun eu ăluia care m-a închidat pe mine și m-a bătut pe setiști, norocului că a murit? Ce să-i spun lui Crăciun de la Sibiu care m-a ținut? Care trăiește? Ce să-i spun eu ăluia de la Aiut care m-a pus în lanțuri? Care trăiește? General de corp, de divizie și primește pensie. Ce să-i spun eu ăluia de la canal, dintre care doi trăiesc, că m-au zidit în carceră? Bine ați făcut, domnul. Sunt oameni care au perit la canal. Doctori, ingineri, avocați, domnilor, din 1.400.000 de oameni, de-abia au scăpat 190 sau 200, nici 200.000 au scăpat din pușcării
cu viață. E un genocid care s-a întâmplat.